Pasiunea pentru agricultură extremă o are Dionisie Huie de mulți ani, iar Teleplus Maramureș a mai scris despre producătorul agricol de ocazie din Săcălășeni și în ceilalți ani. Astăzi a trecut pragul studioului nostru cu doi uriași mai mici. Sunt dovlecei americani modificați genetic în urmă cu aproape un deceniu. Semințele le-a primit de peste ocean, tocmai din America, dar le-a tratat sănătos. N-am folosit niciun fel de substanță, de creștere, de așa, dulceață și alte aspecte. Și am folosit, așa zis, bio, teren sau pământ, molitură. N-am băgat niciun fel de alte substanțe. Nu sunt cei mai mari dovlecei americani pe care producătorul agricol le-a obținut. Uriașii de care a fost foarte mândru au crescut acum câțiva ani, când au ajuns la peste 40 de kilograme. Cei din imagini nu depășesc 20 de kilograme fiecare. Se pot face din el orice fel de mâncare, de la ciorbe, supe, până la alte șmecherii de-astea de mâncăruri, ca să zic așa. Dionisie Huiu spune că sunt mai bun la gust decât dovleceii tradiționali și foarte profitabil. În plus, au un miros plăcut. Producătorul recunoaște că nu este un bun bucătar și nu se pricepe la gătit, această sarcină revenindu-i doamnei sale. Un lucru spune că nu se poate face din dovleceii americani, nu se pot consuma doar copți la cuptor. Așa că cine dorește să-i urmeze exemplul știe ce trebuie să pună în grădină.